Șeful statului a solicitat reexaminarea legii de reducere a contribuțiilor sociale. Președintele a punctat că nu este nicio grabă pentru a promulga legea și a recomandat ca aceasta să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2015, după ce se va afla misiunea Fondului Monetar Internațional și bugetul statului, dar și pentru a găsi maniera cea mai potrivită prin care să se acopere gaura din buget după ce angajatorii vor plăti mai puțin la CASE. Ce spun gălățenii despre discuțiile din jurul reducerii contribuției către stat? Cred că ar trebui totuși redus, dar numai să se urmărească beneficiile care ar putea avea populația. Și din punctul dumneavoastră de vedere, ce beneficii ar putea avea? De cel care, spre exemplu, îl pune în aplicare. Dacă, de exemplu, patronul îl pune în aplicare pentru ca să încadreze personal în scopul ăsta, atunci e bine. Foarte vag cunosc subiectul și nu... Da, sincer... Dar credeți că ar ajuta populația în general sau pe cine ar ajuta cel mai mult? Veniturile la buget sunt foarte mici. Cheltuielile foarte mari. Nu știm dacă e benefică. E mai mult electorală. Crezi că ar scădea evaziunea fiscală dacă s-ar adopta această lege? Nu cred. Beneficiul cel mai mare îl are patronul. Angajatorul. Atât. Iar în rest, dacă el, spre exemplu, știe să-și pună în aplicare în așa fel încât să-și favorizeze angajații, sigur că vor ajunge la un rezultat bun. Întrebarea rămâne dacă este de ajuns să se reducă CASE-ul pentru a ajuta economia. Propunerea vizează minimizarea responsabilității angajatorilor, astfel încât să nu fie tentați să practice evaziunea fiscală. Analiștii economici consideră că pentru început măsura este una minoră pentru buget, însă un pas mare pentru cei ce au angajați cu salarii între 1.000 și 2.000 de lei, căci vor simți reducerea la buzunare economisind aproximativ 30 de lei per angajat.